bună, Evanghelie. Evanghelie e puterea lui Dumnezeu. Eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună, Evanghelie. Ea ți-aduce eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună, Evanghelie. Doamne, din nou, să mă strângi mereu la pieptul tău. Vreau să te ating și să te simt, să mă încred în brațul tău, să mă închid. Dragostea ta e speranța mea, iubirea ta viața mea, tu poți schimba inima, să fiu al tău, eu aș vrea. Vreau să îți spun, te iubesc, ești tot ce am mai bun. Mă-ncred de plin, ești Domnul. Viața mea e în mâna ta, astăzi știu. Dragostea ta e speranța mea, iubirea ta eu aș vrea. Dragostea ta e speranța mea, iubirea ta viața mea, tu poți schimba inima, să fiu al tău, eu aș vrea. Pot schimba inima, să fiu a tău, eu aș vrea. Stimați telespectatori, am bucuria și onoarea să vă salut din nou și să-i mulțumim împreună lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta frumoasă de a fi împreună alături de Evanghelia sa. Mă bucur că în săptămâna care a trecut Dumnezeu ne-a purtat de grijă
nouă și familiilor noastre și ne-a dat motivația necesară să revenim cu scopul să ne uităm în Biblie, să ne uităm la noi, la El și la faptul că viața noastră este trecătoare. Una dintre dimensiunile foarte importante a existenței umane este viața de familie, locul de unde plecăm dimineața și unde ne întoarcem seara. Familia este locul oamenilor dragi nouă, oamenii din inima noastră, din viața noastră, tovarășul de viață, părinții care ne-au dat viața și copiii cărora le-am dat viața. Familia este un segment foarte important pentru noi, este locul unde ne căutăm refugiul, bucuria, locul unde vrem să fim înțeleși, să înțelegem, să iubim și să fim iubiți. Astăzi vreau să vorbesc cu dumneavoastră puțin despre această parte a existenței noastre, fiind motivat de realitatea zguduitoare a societății contemporane, în care familia nu este apreciată și nu este căutată. Astăzi există această tendință modernă de evitare a vieții de familie, fiind speriați de rata crescândă a divorțurilor, a neînțelegerilor, a partenerilor nefericiți, a copiilor rămași pe drumuri, motiv pentru care tânăra generație este predispusă să aleagă aventurile ieftine, căsătoriile de probă, concubinajul, în detrimentul instituției divine numită familie. Sunt familii în care nu există fericire și înțelegere și oamenii aceștia transmit un mesaj atât prin nefericirea lor, cât și prin verbalizarea acestei nefericiri față de anturajul lor apropiat. Oameni care au făcut glume pe seama soției sau pe seama soțului, pe seama soacrelor sau în general pe seama părinților. Oameni care privesc familia ca o casnă, ca un chin, ca un rău necesar. Și aș vrea astăzi să vă cer îngăduința să vorbesc despre familie, nu din perspectiva unui idealist ieftin, ci din perspectiva lui Dumnezeu care a realizat familia. Prima instituție pe care Dumnezeu a realizat-o a fost familia, adică unirea între două persoane de sex opus pentru restul vieții, bărbat și femeie. Dumnezeu a realizat această instituție și pentru că Dumnezeu este infinit, este etern, este atotputernic, este în stare să creeze un lucru perfect asemenea a Lui. A doua instituție pe care a creat-o Dumnezeu este biserica. Și aici nu mă refer doar la competența discutabilă a bisericii pe pământ, ci la instituția în sine, în planul teoretic al Creatorului. Ei, revenind la intenția mea inițială de a împărtăși cu dumneavoastră astăzi despre familie, aș vrea să vă aduc aminte de textul biblic din Genesa, capitolul 2, unde Dumnezeu prezintă intenția Lui atunci când, făcându-l pe Adam, îl lasă să conștientizeze că, deși era într-un cadru ideal, veșnic, perfect, Adam este neîmplinit. Vede toate animalele pe care are chemarea din partea lui Dumnezeu să le numească, le vede pe toate perechi și el nu se acomodează suficient de bine cu niciuna dintre ele și atunci realizează că numai el este singur. În momentul acesta își manifestă în anumite moduri această singurătate și înțelege că îi lipsește ceva. În cadrul acela perfect lui Adam i-a lipsit ceva. Nu s-a gândit neapărat la relația intimă, nu s-a gândit neapărat la aventuri ieftine, s-a gândit la apropierea de o inimă asemenea lui, de cineva cu care să-și împartă gândurile, sentimentele și viața. Atunci Dumnezeu, văzând că a conștientizat nevoia de un partener, în întâmplarea pe care o prezintă Cartea Genezei, capitolul 2, Biblia ne spune cum Dumnezeu, din coasta lui Adam, a făcut-o pe Eva. Și facerul lui Adam și a soției lui Eva este un lucru pe care oamenii nu-l pot explica, dar îl pot crede, pentru că este un lucru supranatural. Și dintr-o dată Adam vede în fața lui o persoană frumoasă și atât poate să spună: în sfârșit. Și plecând de aici și de la visul acesta frumos al lui Dumnezeu cu noi oamenii, ajungem în prezent și vremea de atunci până astăzi este preserată de foarte multe divorțuri, de foarte multă violență în familie, de foarte multă infidelitate, minciună, de foarte multă răutate și despărțiri.
Este adevărat că noi oamenii suntem tentați să privim familia din perspectiva aceasta negativă, punând-o în comparație cu visul nostru ideal, dar trebuie să acceptăm că în lumea aceasta mai multe sunt familiile fericite care se înțeleg decât cele care ajung în criză, într-o criză pe care nu și-o pot rezolva. În sfârșit, în urma acestei introduceri în care am vrut să clarific puțin intenția mea, aș vrea să vă prezint acum, dintr-un anumit punct de vedere, de ce există neînțelegere între soț și soție uneori. Menționez faptul că această expresie pe care tocmai am făcut-o se referă doar la cuplurile acelea între care există într-adevăr neînțelegere. Sigur că despre subiectul acesta s-au scris zeci de mii de cărți și încă nu s-au scris toate. Scopul meu nu este să spun că am un secret în mânecă, permiteți-mi expresia, pe care o să-l prezint, ci scopul meu este să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră, privite dintr-un anumit punct de vedere, cu scopul să vă spun că și ele vor contribui la o mai bună înțelegere în casele noastre, dacă le vom considera. În concluzie, vreau să prezint 6 nevoi specifice la bărbați, la soți, și 6 nevoi specifice de asemenea la femei, la soții, care sunt specifice soților și specifice soțiilor. Ele sunt și generale, potrivindu-se și la bărbați și la femei, dar în principiu, bărbații sunt foarte diferiți de femei din multe puncte de vedere și invers, motiv pentru care am intenția să spun aceste 6 nevoi ale bărbaților și încă 6 ale femeilor și dumneavoastră care sunteți căsătoriți sau care aveți perspectiva căsătoriei. Vă rog frumos să le analizați și în măsura în care credeți că ele sunt autentice și produc eficiență și calitate în viața dumneavoastră de cuplu, să le implementați. Menționez faptul că nu are importanță ce vârstă aveți. Noi dorim fericirea și înțelegerea în cuplu de la prima zi până la ultima a căsătoriei noastre. Una dintre cele mai mari nevoi ale femeilor este să simtă că soțul are grijă de ele și una dintre cele mai mari nevoi a soțului este să simtă că soția are încredere în el. Nevoia aceasta de grijă pentru soție și de încredere pentru soț vine din particularitățile specifice fiecărui gen. În general, bărbații sunt caracterizați de performanță. Ei se impun prin performanță și fiecare bărbat are vise care definesc personalitatea lui și scopul lui în viață. Ei, pentru că un bărbat se impune prin performanță, vrea ca oamenii din jurul lui să aibă încredere în el și în performanța pe care este în stare să o producă. Din motivul acesta, orice bărbat este foarte ofensat atunci când persoana de lângă el pune sub semnul întrebării competența și performanța lui. Atunci când vorbim despre familie, unde există o mare sensibilitate datorită intensității sentimentelor și angajamentului căsătoriei, soțul are această așteptare ca soția să aibă încredere în el, încredere în competența lui, în abilității lui, încredere în resursele lui, încredere în ceea ce el este în stare să facă. Ei bine, marea problemă este că foarte mulți bărbați se comportă neatent cu soțiile lor pentru că ei nu se simt suficient de apreciați și simt că soțiile nu au încredere în ei, motiv pentru care reacționează prin lipsă de atenție și de grijă față de soții. Marea problemă este faptul că soțiile vor mai multă grijă, dar nu oferă încredere soțului, timp în care soțul vrea mai multă încredere, dar nu oferă grijă soției și fiecare pretinde că dacă celălalt și-ar face datoria, și-ar face-o și el. Permiteți-mi să aduc un alt exemplu în discuție pentru ca să lărgesc înțelegerea despre subiectul prezentat. Imaginați-vă că în domeniul profesional există șeful unei companii care are mai mulți angajați. Angajații spun așa: dacă șeful ne-ar da salarii mai mari, noi am muncit mai mult, dar prima oară șeful trebuie să ne dea salarii mai mari. Ce spune șeful? Dacă muncitorii mei ar munci mai mult și ar fi mai dedicați muncii, atunci eu le-aș mări salariile, dar mai întâi trebuie să muncească ei mai mulți. Și fiecare se așteaptă ca celălalt să aibă inițiativa și de obicei nu o are niciunul și așteptările devin neîmplinite. În familie, soția care nu are încredere în soțul ei spune următorul lucru: nu pot să am încredere într-un soț care nu are grijă de mine.
Cum să am încredere în soțul meu care nu se îngrijește de mine, de nevoile mele, de nevoile copiilor, de nevoile casei? Omul acesta este într-o oarecare măsură irresponsabil. Eu nu pot să am încredere într-un om care nu se ține de cuvânt, care uită lucrurile importante ale familiei, un om pe care nu mă pot baza. Nu pot să am încredere într-un astfel de om. Soțul la rândul lui spune: eu nu pot să mă îngrijesc de o astfel de soție, nu pot să împlinesc nevoile, să am pasiune pentru nevoile ei, în momentul în care ei nu-i pasă de mine, mă disprețuiește, nu mi oferă suficient respect, nu are încredere în mine, cuvintele ei față de mine nu sunt cuvinte care mă încurajează și fiecare dă vina pe celălalt. În concluzie vreau să spun următorul lucru: nici o femeie nu va avea încredere într-un bărbat care nu are grijă de ea și niciun bărbat nu va avea grijă de o femeie care nu are încredere în el. Toate lucrurile acestea sunt absolut reciproce. A doua mare nevoie a bărbaților este acceptarea, iar a femeilor înțelegerea. Un bărbat are nevoie să fie acceptat așa cum este, pentru că de obicei are performanță, chiar dacă sunt și situații în care eșuează, timp în care o femeie are nevoie de înțelegere. De pildă, atunci când soțul se întoarce acasă, el trebuie să știe că soția lui, care a stat poate de obicei în casă cu copilul, gătind, îngrijindu-se de curățenia casei, ea nu a avut cu cine să comunice prea mult. Oamenii de știință spun că, în general, un bărbat vorbește aproximativ 6-7 mii de cuvinte pe zi, în timp în care o femeie vorbește mai mult de 20 de mii. Ei bine, soțul, mergând la lucru în timpul zilei, vorbind cu colegii, prietenii, vecinii, discutând cu tot felul de oameni, epuizează aceste 6-7 mii de cuvinte pe care el are nevoie în comunicare să le spună. Stabili relația cu oamenii din anturajul lui. Când se întoarce acasă, este epuizat, este obosit și nu mai are niciun cuvânt, neavând chef să mai vorbească. Soția însă îl așteaptă cu 24 de mii de cuvinte și are intenția să vorbească cu el, dar el e obosit, el e epuizat, el vrea să citească un ziar, să se uite la știri, să vadă un meci de fotbal sau să citească din Biblie. El vrea să se întâlnească cu un prieten, el vrea să se uite la emisiunea de sport sau de meteo sau de politică, să vadă ce mai face președintele Obama sau președintele Băsescu. Ei bine, în situația aceasta ne întâlnim cu două persoane care au nevoi diferite și care au așteptări diferite. În această situație, soția este neînțeleasă. Faptul că el nu-și mai face timp de ea, să o asculte pur și simplu, indiferent ce ea spune, ea înțelege că el nu o iubește și nu-i oferă înțelegere. De asemenea, în această situație, ea nu-l va mai accepta. El va simți această lipsă de acceptare, de neacceptare și va reacționa. În concluzie, nicio soție nu-și va accepta soțul dacă el nu o înțelege. Niciun soț nu-și va înțelege soția dacă el nu-l acceptă. A treia mare nevoie a bărbaților este aprecierea, în timp ce a treia mare nevoie a femeilor este respectul. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că o femeie are nevoie să fie respectată pentru ceea ce este ea. Pentru calitatea ei de soție, în primul rând. O soție, în primul rând, nu trebuie să fie frumoasă sau altfel. Prin simplu fapt că este soția unui bărbat, este suficient ca ea să fie respectată. El a ales-o. De asemenea, un soț, prin simpla lui poziție de soț, este suficient pentru ca el să fie apreciat. Așa cum spuneam în introducere, datorită performanței spre care orice bărbat tinde, el vrea să fie apreciat pentru această performanță a lui, mai mare sau mai mică. Bărbații sunt diferiți, ca și femeile. Dar și femeile vor să fie respectate pentru că au încredere în soțul lor și pentru că îl apreciază. Nici o femeie nu va aprecia un bărbat care nu o respectă și nici un bărbat nu va respecta o femeie care nu-l apreciază. Toate lucrurile acestea sunt un fel de afacere, sunt un fel de schimb. Îți dau respect dacă îmi dai apreciere, îți dau apreciere dacă îmi dai respect. Mă veți întreba cine să facă primul pas, să-l facă amândoi, dacă nu, măcar cel mai înțelept dintre ei. A patra nevoie a bărbaților este admirația. Ciudat, în aparență ai credea că este a femeilor, dar nu este adevărat, e a bărbaților. În timp ce a patra nevoie a femeilor este devotamentul. O femeie are nevoie de devotamentul soțului. Chiar dacă ea este mai dependentă de soț și soțul este mai independent, viața lui se derulează în afara casei, a ei, în principiu în interiorul casei, totuși o femeie are nevoie de devotamentul soțului, în timp ce soțul are nevoie de admirația soției. O soție introvertită, adică închisă,
O soție care n-a fost educată datorită lipsei de exemplu de la părinți, datorită lipsei de educație din viața ei, nu a fost educată să știe că soțul are nevoie de apreciere, dacă schimbă un bec să-l apreciezi, dacă aduce salariu acasă la sfârșitul celor 2 săptămâni sau celor 4 săptămâni, să-l apreciezi. Pentru orice lucru mic și mare să-l apreciezi, pentru că nu-i poți face soțului un cadou mai mare decât să-i spui ești un bărbat special, tu ești un meseriaș bun, ești un om de a cărui protecție mă bucur, apreciez dragostea ta, protecția ta și toate celelalte lucruri. Astea recompensează și motivează un soț ca să continue cu astfel de atitudine. Ei bine, însă tot la fel, un soț care este foarte individualist, care își petrece timpul într-un mod suspicios, care stă mai mult cu prietenii sau cu părinții, cu rudele decât cu soția lui, un soț care nu-i face parte soției de ceea ce este de fapt al ei, adică el, persoana lui este a ei după cum persoana ei este a lui, un soț care nu e devotat relației, nu înțelege că el îi aparține soției, Biblia spune, de aceea va lăsa pe tata și pe mama și se va lipi, e vorba în primul rând de o lipire intelectuală, de o lipire emoțională, de o lipire fizică, de o lipire spirituală. Lipirea aceasta este profundă. Nu există lipire mai profundă decât dintre soț și soție, pentru că ea implică lipirea tuturor componentelor vieții. Relația intimă înseamnă doar lipire fizică, dar aceasta se poate realiza și într-o aventură, într-un concubinaj, dar acolo nu există iubire. Acolo nu există angajament, nu există legământ, nu există responsabilități. Nici o soție nu-și va admira soțul dacă el nu este devotat, fidel. Nici un soț nu va fi devotat soției și fidel dacă aceasta nu-l admiră. Pașii trebuie făcut din ambele părți. Mă apropii de încheiere spunând faptul că a cincea nevoie uriașă a unui bărbat este aprobarea, timp în care a unei femei este recunoașterea. El are nevoie să i se aprobe inițiativele pe care le are. Nu uitați, scopul lui e performanța, de aceea el are nevoie de aprobare. Vrea să facă o afacere, vrea să meargă poate la pescuit într-o zi, vrea să își viziteze odată părinții, vrea să schimbe ceva în casă, vrea să monteze un bec nu știu unde, vrea să-și cumpere un televizor nou, vrea să-și schimbe casetofonul la mașină. Are nevoie de aprobare. Asta nu înseamnă că orice ar vrea el, soția trebuie să consimtă, să confirme, dar în general soțul are nevoie să se simtă cel care este liderul familiei. Ei bine, dacă soțul are nevoie de aprobare, soția are nevoie de recunoaștere, să îi se recunoască poziția, să îi se recunoască efortul, să îi se recunoască munca, munca neobosită. O femeie a cărui prezență, a cărei slujire, activitate nu este recunoscută, nu va aproba niciodată ceea ce face un bărbat. Tot timpul va fi nemulțumitoare, tot timpul îi va reproșa ceva, tot timpul îi va spune tu nu ești ca vecinul, tu nu ești ca fratele meu, tu nu ești ca tata. Și de aici vor porni mari conflicte. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun în încheiere este faptul că un bărbat are nevoie să fie încurajat. Ciudat, dar este adevărat. Bărbații sunt foarte sensibili în ciuda aparenței lor de duritate, în timp ce o femeie are nevoie de asigurare. Bărbații nu au nevoie să fie asigurați că sunt iubiți de soții. În general, unui bărbat e suficient dacă soția îi spune la nuntă te iubesc și după aceea îi mai spune după 50, la aniversarea de 50 de ani de căsătorie. Însă soția are nevoie să audă de 20, de 30 de ori pe zi te iubesc, pentru că soția este dependentă de soț și în această dependență a ei, ea are nevoie să fie reasigurată că este în regulă, că el e în continuare dispus să o iubească. De aceea ea are nevoie să audă, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Trebuie să-i spui asta nu că simți tu, stimate domn, ci pentru că simte ea. Toate aceste nevoi sunt ale ei. Noi, în general, suntem tentați să ne tratăm soția ca pe un alt bărbat, uitând că soția nu-i bărbat și că ea are nevoi diferite de ale noastre. Sunt specifice, sunt feminine, iar noi, bărbații, trebuie să ne educăm, să ne comportăm cu soțiile noastre. Foarte des se întâmplă că o soție a căror nevoi în mod permanent nu sunt împlinite în familie, ea caută în afara familiei să îi le împlinească altcineva. Și așa se ajunge la lucruri grave. Stimați bărbați, ca să fim frizeri, șoferi sau ingineri, facem școală. Și uneori credem că pentru a fi soți și tați nu ne trebuie nimic decât să avem mustață, să ajungem la 1,70 să trecem de 18 ani. Nu vreau să vorbesc ușor despre asta, vreau doar să vă spun următorul lucru. Pentru a fi bărbat,
trebuie să înveți să fii bărbat, pentru că partenerul, adică soția, nu este un alt bărbat. Ea are nevoi pe care noi nu le înțelegem prin experiență că suntem diferiți, trebuie să învățăm care sunt nevoile ei și să ne raportăm la ele. Nu pentru că simțim asta, ci pentru că trebuie. Iubirea nu este animalică, nu este inconștientă. Nu trebuie să trăim în virtutea simțurilor, ci în virtutea educației de ființe raționale. Tot la fel soțiile. Trebuie să învețe că bărbații sunt persoane care au stăpânire de sine, sunt persoane care aleargă spre performanță și care au nevoie de încredere, au nevoie de încurajare și de aprobare. Vă chem în momentele următoare să ne aplecăm ființa înaintea Domnului și să ne gândim la următoarea întrebare. Cât de fericit îți este partenerul cu dumneata? Care sunt primele trei lucruri pe care el sau ea ar vrea de mult să le schimbi pentru ca să fie mai fericit sau mai fericită? De asemenea, cât de fericită ești dumneata cu partenerul sau partenera? Care sunt primele trei lucruri pe care el sau ea ar trebui să le schimbe ca să fie mai fericit? Nu începe cu cele pe care ar trebui să le schimbe el sau ea, ci cu cele pe care ar trebui să le schimbi dumneata, pentru că asupra lui nu ai control sau asupra ei, dar asupra dumitale ai. Schimbă ceea ce poți și roagă-te Dumnezeu să facă același lucru și cu el sau și cu ea. Dragii mei, cine are echilibru în familie, are peste tot. Cine pleacă certat și nemulțumit din familie, nu va fi fericit, chiar dacă conduce cea mai tare mașină, are cel mai mare salariu și apartamentul în centrul orașului. Aș vrea să ne rugăm acum pentru casele noastre și vă cer să spunem împreună lui Dumnezeu care ne-a creat despre neputințele noastre, despre vulnerabilitatea noastră și să rugăm să ne ajute, pentru ca să zâmbim în familiile noastre, că am plâns destul. Tată Ceresc, venim la tine în calitate de creaturi, de copii ai tăi. Și îți mulțumim că tu ne înveți, îți mulțumim că tu ne educi. Doamne, pentru noi nu este o ofensă să ne înveți cum trebuie să fim și știm că nici la bătrânețe nu vom fi perfecți. Dar îți mulțumim că tu ne înveți cum trebuie să fim. Mă rog pentru toți ascultătorii, mă rog pentru soți și pentru soții, mă rog pentru copii și pentru părinți, în autoritatea numelui Domnului Iisus, să lași harul tău peste fiecare și să ne dai fiecăruia o inimă modestă să acceptăm că sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm în ciuda performanței la care am ajuns fiecare dintre noi. Doamne, dă soților capacitatea să-și iubească soțiile și soților capacitatea să-și respecte soții. Binecuvintează familiile cu fericire, cu împlinire, cu sănătate și satisfacție și numele tău să fie peste noi și peste copiii noștri. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, de aceea ne dedicăm ție și ne închinăm ție în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și împreună să spunem amin. Până data viitoare când ne vom revedea, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru oricine mai e.
este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc la cruce.